Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint o Dacia Duster, anul 2021 fabricație. Este puțin cam neîngrijită și haideți să trecem la interior să vă arăt ce are această mașină. Portiera, clasicul plastic, mâner, cromat. Geamuri electrice față-spate, așa arată mânerul. Avem reglajul de oglinzi undeva poziționat aici, o priză de 12V, clasicile aeratoare, volanul în 4 spițe, avem comenzi pe volan, claxonul pe volan. Volanul este dintr-un burete, acel material moale. Asta după un anumit număr de kilometri știți că se ia acest și rămâne burete, se ia această gen cum e pielea, dar nu e piele, nu știu cum să-i spun. Și rămâne acel burete de se lipește pe mâini atunci când conduci. Aceleași manete pentru lumini. Maneta pentru ștergătoare. Așa arată ceasurile. Radio casetofonul clasic. Aici avem, dacă căutați sub acest buton, avem un port USB aici. Deci cam așa arată. Cele trei aeratoare în mijloc. Avem aici un spațiu de depozitare și cu un cauciuc. Dar vă zic că dacă puneți telefonul aici, o să vă cadă. Portiera din partea șoferului cam așa arată. Boxele cam așa arată. Torpedou, clasicul torpedou. Și aici avem dotările care vine mașina din fabrică. Închis, deschis, semnalizări, eco, start stop și asistență la coborâre. Așa arată AC-ul cu aceste rotițe, dacă dorim să mutăm ventilația, învârtim doar de această roată. Aici, dacă dorim să pornim ventilația, învârtim la fel de aceeași roată, dar sunt cam firave astea. Să vă arăt și vouă, uite cum se mișcă. Deci dacă pun pe ăla mic să joace la ele, cred că rămâne cu ele în mână. Așa, ăsta este butonul care închide și deschide să intre aer de afară sau recircularea aerului dinăuntru. Și e la fel ca Loganul meu din 2009. Sistemul ăsta. Deci a rămas același, închis, deschis. Și aici avem AC-ul. AC-ul, pentru a porni AC-ul apăsăm pe buton și pentru a-l muta la fel. Folosim această rotiță. Mai avem aici o priză, tot de 12V. Această scrumieră care a venit din fabrică, suportul ăsta de pahare, adică această gaură. Așa. Aici normal vine băgată scrumiera. Așa. Schimbătorul, același schimbător
Mașina este 4x4 și avem sistemul 2W, adică trage doar fața, auto. Trage fața și intră și spatele când începe fața să patineze și 4 loc atunci când vrem să tragă toate patru roțile în același timp, iar dacă depășește de o viteză de 50 de km la oră, va sări pe modul auto. Asta e protecția pentru diferențiale. Așa arată consola, mai avem aici un buzunar și aici încă două găuri pentru pahare. Cotiera clasică, cotiera care arată așa, ca la autobuz. Mașina este fabricație 2021, parcă februarie. 1.5 DCI, 4x4, versiunea simplă. Nu știu cum se numește asta, simplă. Versiunea de bază. Motorul 1.5 DCI Quad Blue. Ce să mai vă zic? Mașina merge bine. Este destul de ok. Ca nemulțumiri, nu pot să zic că am vreo nemulțumire. Singura chestie care mă deranjează, eu oricum plec numai cu a doua după loc, treapta întâi este foarte scurtă, doar să te pui o jumătate de metru în mișcare. Și eu oricum plec numai cu a doua, dar atunci când plec cu a doua și accelerez să schimb a treia, cutia agață. Are o, nu știu, ori așa este din fabrică, ori are un defect. Ia, nu știu, are o agață atunci când o simți că agață. Poate în viitor, și am uitat să vă arăt și comenzile pentru radiocasetofon. Avem și Bluetooth pentru a conecta să vorbim în boxe. Ce pot să vă mai spun? N-am avut niciun fel de problemă cu ea până acum. Bine, nici nu are mulți kilometri. Are 4129 de kilometri. N-am avut niciun fel de problemă. Merge bine. Imediat să pun contactul. Să vă arăt și vouă consumul, să vedem cât ce consum are. ...7,8% în București, consum mediu. Și să știți că mașina chiar nu este, cum să vă zic, mers normal cu ea. Este mersul puțin sport. De 7,8, adică 8% în București. Motor 1.5 DCI Quad Blue. Deci cam ăsta este consumul în București. Cred că în afară este mai mic. Dar eu sunt mulțumit. Sunt mulțumit. Bine, nu pot să o compar cu Loganul meu, care are ia undeva la 5% și 4,5% în afară. Dar bine, 5%. Nu prea merg cu ea chiar așa de mult. Merg mai mult dimineața și seara după 7-8, când nu e chiar așa de aglomerat. Dar
Nu există termen de comparație, mașina e mai mare, na, nu putem să comparăm una cu alta. Oameni buni, cam asta ar fi cu Dacia Duster, varianta Quad Blue, culoarea este neagră, eu sunt mulțumit de ea, prețul este o puțin cam mare, undeva la 18.000 de euro, este această variantă, dar eu zic că e ok, ok. Pentru un Jeep, acum vrei și 4x4 și consum mic și taxe mici, eu zic că este destul de ok. Acum, na, fiecare după buget și fiecare cum dispune de bani. Nu am ce să critic. E, na, Dacia. Deci nu am ce să zic. Nici de lăudat, dar nici de criticat. Vrei ceva premium, plătești mai mult. Vrei ceva clasic, ca mine, plătești mai puțin. Dar cât de cât le are pe toate. Aer condiționat, 4x4, impozitul mic, consumul nu pot să zic că este mare. Deci sunt avantaje și dezavantaje. Spațioasă. N-am ce să reproșez. Dacă sunteți în căutarea unui Duster, sfatul meu este să-l luați la mâna a doua. Să-l luați la mâna a doua undeva la, să dați maxim 13-14 mii de euro. Maxim 13.000 de euro. Și să nu fie cu mulți kilometri, adică să nu fie peste 150.000 de kilometri. Părerea mea, acum fiecare face cum crede. Eu zic că nu merită să-l cumpărați nou, dacă mai vreți să puneți ceva pe el, sare de 18.000. Dacă doriți să vă luați unul, luați-vă la mâna a doua, ca să nu dați mulți bani pe el, pentru că dacă odată ce-l luați de nou și îl țineți o săptămână, mergeți cu el și vreți să-l vindeți, o să pierdeți o grămadă de bani. Și sfatul meu este să vă luați unul, să căutați, să vă luați unul la mâna a doua, dar să nu dați mai mult de 13.000 de euro pe el, pentru că nu merită să vă luați nou. Și dacă vreți modelul ăsta, cel mai bine ar fi să-l căutați pe acela clasic, modelul 2018-2019, care nu are AdBlue. De ce? Pentru că mai ai un rezervor în plus, un calculator în plus și mai ai o grijă ca să bagi AdBlue și să nu ți se defecteze ceva. Sfatul meu cam ăsta ar fi. Acum fiecare face cum crede și cum dorește. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Și v-ați făcut și voi o mică idee cam cum arată Dusterul acesta din 2021, februarie. Nu este cine știe ce, dar v-ați făcut o mică idee cam cum arată. Cam asta a fost și ne auzim la următorul tutorial.